acolo se umora, dar Adrian Maxim, între campionii români care a luptat și el în Glory, și Artyom Grigorian. Adrian Maxim este de aici din Oradea, unde se desfășoară datul numărul 15 din promoție. Toți cei care cunoșteau și au numărat, chiar m-am uitat după meci la fiecare meci și la Chicago și la Los Angeles, m-am uitat la... Gălăzie pentru Adrian Maxim! Și chiar câștigasem. Acesta este un meci de titlu, nu? Următorul. Este tot trei repriza câte trei minute. Ostrovan cu Dino. Aplauze pentru ordenul nostru! 31 de ani. Dublu campion național al României la amatori. A luptat, spuneam, și în Glory. Am luptat și la Coloseum. A câștigat la Cluj, dacă vă mai aduceți aminte. Versus Artyom Grigorian, care are și el 32 de ani, 8 victorii, 3 înfrângeri. Dar Adrian Maxim a luptat și în Glory, parcă, nu? Da. A luptat în Glory, se pare că a pierdut. Da. Dar a fost acolo. Maxim în stânga, normal ați recunoscut, a stat în gardă, nu cedează centrul, acum două, trei croșete, dar pe brațele adversarului din partea lui Grigorian.
Se dezlănțuie ușor Maxim, dar e tare pe picioare și pe brațe și Harman l-a ripostat. Mișoază distanța Adriana Maxim și lovește cu croșeul. Cot a fost cot, acesta ar trebui avertizat. Armanul, dar este întrebat Adi Maxim dacă este ok. Bine cum s-a accentat. Ar trebui să fie mai insistent, să nu aștepte atât de mult loviturile pe care le dă ucrainianul, ar trebui să insiste. Mai nu pe brațe, Grigorian, ați văzut, m-a lovit și cu brațul. O lovitură de dreapta, de dreapta, da. La stomac, apoi. Și uppercut și croșeu. Da, lovituri din distanțe scurte. Foarte bună combinație. Două croșei și uppercut de stânga pentru Maxim, care pare în vervă. Ce întoarcere superbă. Armanul Grigorian nu se lasă și luptă în continuare. Deja publicul simte focul luptei și chiar foarte bine luptă și unul și altul. Mai incisiv și mai multe combinații a dat Maxim, chiar, dar armenii în general ca luptători sunt foarte buni, cum e Petrosian, cum e fratele Petrosian. Fuge Grigorian pentru că fusese lovit la ficat. La ficat, o simte, da. A treia oară acolo. L-a simțit și l-a agățat. Insistă și a dat seama că a intrat lovitura de picior, a intrat și uppercut-ul și insistă acolo. Foarte bine că insistă. Poate termina înainte de limită. Mai sunt 10 secunde. Acum, dar a rezistat foarte mult. Se pare că mai vedem o repriză. Două croșee și picior la stomac, un low kick pe exterior. În formă maximă fața Rodemiei Vesei și repriză superbă. Frumoasă repriză, dar mă așteptam să-l numere pe Barman, dar Grigorian a rezistat și maxim, mai vedem cu maxim o repriză pe care se pare că a dominat-o și urmează iar o repriză foarte puternică pe care, dacă decurge sau dacă se întâmplă la fel ca în prima repriză, sunt sigur că va câștiga înainte de limită și va fi o victorie pentru el. A luptat bine prima repriză, a dominat centrul ringului și de fiecare dată nu l-a lăsat pe Arman să atace sau să continui combinațiile pe care le-a dat drumul, care le-a avut. Aici la revoare se vede foarte bine că i-a intrat o lovitură de picior în ficat. A doua repriză între Adi Maxim, Mărj Roșii și Artio Grigorian din Armenia, un casator foarte bun până acum. A început să se miște Barmeanu, a simțit loviturile foarte puternice al lui Adrian și se mișcă pentru a se recupera. Cred că nu a avut timp un minut și acum încearcă să recupereze și să înceapă un atac împotriva lui Adrian, chiar dacă e în inferioritate. Pentru că a pierdut prima repriză, urmează a doua repriză în care s-a scurs 30 de secunde. Să vedem cum va decurge. Iarăși combinație braț-picior, Maxim. O luptă puternică, când unul, când altul. O lovitură din întoarcere la cap, chiar spectaculos aici, da. Și l-a dezechilibrat pe Maxim, care s-a lovit de arbitru. K1
ca luptător, Adrian Maxim oferă un spectacol, dar ca omul care are o viață criminală sau, eu știu, un record criminal, chiar dacă așa se întâmplă sau dacă așa este, chiar e rușinos pentru că un sportiv a putut să facă treaba asta sau să învândă droguri. Dacă este adevărat, este chiar rușinos. Dar ca sportiv are talent, are lovituri frumoase și chiar o plăcere să te uiți. 50 de secunde din repriza a doua. Iarăși cu șut de stânga directă de dreapta. Pentru pe exterior, pe capsa piciorului stâng. Este bine pachetat Armanul. Stânga-dreapta din partea lui Maxim, ușează distanța, are și un middle kick în mult adversarului. Mereu poate să fie decisiv pe ultimele 30 de secunde ale reprizei românul. Ușor de dreapta, dar cu cer pe braț. Iară și un middle kick a încercat spre ficatul adversarului, aruncă dreapta la distanță. Backfist din întoarcere și se termină și repriza aceasta. Repriza a doua, urmează ultima repriză. Vedem ce se întâmplă acum în a treia repriză. Partidă echilibrată în care românul a avut inițiativa. Foarte rezistent Armeanu. Grigorianu nu se lasă și după fiecare lovitură primită, ripostează. Lovitură înaltă, exact în capul adversarului. Bun Maxim pe această combinație. Încearcă și Grigorian o lovitură înaltă, să ne arate că știe și el să dea cu piciorul. Low kick puternic Maxim pe interior, croșeu de dreapta. Mișează distanța Maxim.
Cel mai mic de înălțime decât adversarul, la lungă inferioară. Oh, ratează creșul de dreapta larg. Genicul din nou încearcă Grigorian. Oh, oh, ce dreapta aruncă Maxim. Și ori lovește între picioare pe adversar. Lovește ca la sală, dar numai în brațele adversarului. 30 de secunde. Va câștiga Maxim, chiar a avut și prima și a doua repriză de partea lui. Acum a treia, chiar dacă mai sunt 20 de secunde, 22 de secunde. Arbitru, cred că s-a tăiat, nu? S-a deschis o rană. Secunde până la finalul, gongul final. Oh, ce greșeală de dreapta, bun. Mai legă lovitură, din păcate. Holo, ce lovitură se dau acum pe final de partidă. A încercat să închidă meciul Grigorian. Lovitura din întoarcere. Ușează distanța, stai în el, dar ce să mai stai că s-a terminat partida. Tot cei trei arbitri jucători au dat același învingător. Decizie în unanimitate. Golul roșu la Adrian Maxim. Călăție pentru Grigorianul nostru! În care l-a avut adversar. Acesta l-a avut inițiativa. Niciun moment în partid, a încercat să se protejeze și să termine la întâlnirea de picioare.